Pentru dumneavoastră am să mă adresez cu următorul cuvânt. Sfinte Ierarhie Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deci iată, chiar din prima zi a anului sărbătorim unul din cei mai mari sfinți pe care îi are biserica, din cei trei ierarhi, pe Vasile cel Mare și așa cum ați ascultat și la strană în câteva clipe, născut în secolul 3-4, deci 330-379, deci 49 de ani, dar un model absolut de erar, ca și Sfântul Nicolae, ca și Sfântul Spiridon, născut dintr-o familie cu mulți copii, din care familie, din 10 persoane, 8 ajung sfinți. Și vorbim de Navgrate, făcătorul de minuni, vorbim de Emilia, bătrâna, mama lor, bunica lor Macrina, sora lor Macrina, vorbim de unul din Petru, un oarecare episcop prin Sevastia undeva, deci iarăși unul din frați, dar în special Sfântul Vasile cel Mare se distinge prin săvârșirea sau pregătirea profesională a școlilor în locurile păgâne, unde învață geometrie, unde învață filozofie, retorică, unde învață știința astronomiei, tocmai de aceea este și numit vulturul teologiei sau vioara Duhului Sfânt, prin faptul că va lăsa cea mai, pentru vremea respectivă, astăzi să spunem că poate nu ar mai părea atât de cuprinzătoare la știința și tehnica pe care o avem. Dar la începutul secolului al III-lea, sfârșitul secolului III, începutul secolului IV, vorbind de hexaimeron sau omilii la facere sau tâlcuirea facerii lumii în 6 zile, Sfântul Vasile cel Mare este unul din cei mai mari filozofi duhovnicești. Se distinge întâi printr-o viață deosebită, și aici voi puncta doar atât, școală, biserică, iar unii care nu puteau să limită întrăirea personală, măcar își tundeau barba ca el, se îmbrăcau ca el, încercau să vorbească ca el, să meargă ca el, să se poarte ca el. Deci era un model de invidiat sau de urmat. Al doilea lucru care îl caracterizează pe Sfântul Vasile este disciplina personală ca și slujitor, ca și viețuitor în pustie, el excelează în aceste calități și apoi le pune în practică și atunci va alcătui, așa cum ați auzit din Sinaxar când a amintit, că a îndreptat unele strâmbătăți din viața monahală, adică a scris o carte care se numește Reguli mici și reguli mari. Sfântul Pahomie, când a întâlnit îngerul, pentru că monahismul acesta n-a apărut la întâmplare, mai auzi câte un creștin de ăsta de 100 de ani care vine și spune, dar cine vă dă vouă să voiesc? De ce umblați cu părul lung? De ce faceți cutare? De ce opriți de la carne? Este un citat a Sfântului Apostol Pavel care îl folosesc împotriva călugărilor. Monahismul are o rădăcină la începutul secolului III prin marele eremit Antonie cel Mare și apoi prin marele începător a vieții de obște Pahomie cel Mare. Pahomie întâlnește un înger care îi spune, uite așa să se îmbrace călugurul, așa să se încingă călugurul, așa să poarte veșmintele pe el călugurul, așa să poarte gluga sau acea camilafcă care acum ai câteodată și un prilej de mândrie, că o faci cât mai mătăsoasă, mai elegantă, mai distinsă. La vremea respectivă era un ștergar negru pus în cap peste culion sau fesul călugăresc, care era o împletitură, cum purtăm noi iarna pe sub batic când e frig, și se punea acel ștergar tocmai ca să nu te uiți în stânga și în dreapta, să-ți risipești privirea ce face ăla sau ăla, sau să vorbești cu ăla și cu ăla. Adică, cum s-ar spune, să folosim un termen de astăzi, ochelarii de cal, puteți să vezi în dreptul tău înainte. Mai târziu, același înger, când îi dă îmbrăcămintea și îi arată Sfântului Pahomie și spune, în acest chip va viețui călugurul, adică așa să fie îmbrăcămintea lui, îi și spune îngerul Sfântului Pahomie, pentru cel mai voinic să ai o hrană mai corespunzătoare și o muncă mai puternică, pentru cel mai slăbuț să ai o hrană mai adecvată și o muncă mai ușoară, pentru că fiecare om este potrivit la locul lui. Și spune Sfântul Vasile cel Mare acea frumoasă expresie, am văzut